Pe șantierul drumului de centură al municipiului Galați se află în plină desfășurare lucrările la cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din regiune. Drumul de centură va avea o lungime de aproape 11 km, va fi lărgit la 4 benzi și va cuprinde inclusiv un pod hobanat pentru ocolirea zonelor urbane mai aglomerate. Investiția este derulată de Consiliul Județean Galați, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată din fonduri europene, grație unui proiect depus în cadrul Programului Operațional Regional Apel Suierd. Este un proiect cu finanțare europeană, un proiect de 30 de milioane de euro cu finanțare europeană și aproape 10 milioane de euro din bugetele proprii ale Consiliului Județean și Consiliului Local, pentru că sunt și cheltuieli neeligibile. Practic, prin construcția acestui pod hobanat se reduce lungimea centurii Galaţiului cu aproape 2 km, traficul greu nu va mai intra în oraș. Bineînțeles că podul hobanat va avea 4 benzi, câte 2 benzi pe sens, cu trotuar, cu pistă de biciclete. În prezent, constructorii se concentrează pe cea mai complicată parte a proiectului, respectiv realizarea podului hobanat. Podul va avea o suprastructură susținută cu cabluri din oțel, o lucrare unicată în această parte a țării. Podul în sine are o lungime de 290 de metri, cu 2 deschideri a câte 120 de metri. Fundația este realizată pe piloți forați, la o adâncime de 26 de metri, câte 40 de piloți pentru fiecare fundație. Radierul, care solidarizează cei 40 de piloți pentru fiecare fundație, are o înălțime de 4,5 metri, de pe care vor pleca cei 2 piloni centrali ai podului, fiecare având de la nivelul radierului 62 de metri înălțime. Lucrările se vor derula etapizat pe o perioadă de 24 de luni. În cadrul proiectului vor fi realizate 4 sensuri giratorii, dar și spații verzi și aproape 7 km de piste pentru bicicliști. De asemenea, va fi reconfigurată întreaga rețea de utilități. În paralel se lucrează și pe tronsonul 4 din bariera Traian pe Macului, tunelului, până la ieșirea spre Basarabiei, și zic eu că în perioada următoare, în maxim câteva zile, 5-6 zile, va începe, pentru că acolo deja strada a fost lățită, au fost refăcute podurile și podețele și într-o săptămână maxim vom intra la turnarea primului strat de covor asfaltic. Odată cu implementarea acestui proiect, se va fluidiza traficul rutier în zonă, se va reduce riscul de accidente și va scădea timpul petrecut de șoferi în trafic. În plus, această investiție va avea drept efect stimularea întregii economii gălățene.